Bună seara, dragii mei telespectatori! Este prima noastră emisiune din primăvara acestui an. De aceea vă spun și vă urez o primăvară frumoasă, un an reușit și la mulți ani tuturor românilor și să le fie anul acesta plin de roade. 4 martie în istorie, cred că nu l-am uitat. Pe lângă faptul că pe 4 martie oastea lui Tudor Vladimirescu ocupă orașul Slatina, în timpul Revoluției sale la 1821, iarăși 4 martie, zi fatidică, răsculații din 1907, peste 2000 de răsculați, ocupă sau atacă, pătrând în orașul Botoșani și unde sunt întâmpinați cu foc de armă de către soldații trimiși să înnăbușe răscoala și au fost acolo multe victime. Să nu uităm că la 4 martie, de data asta 1915, era început primul război mondial de un an de zile. Ce face Rusia? Ceea ce face și azi. Profitând de ocazie că marile puteri de atunci, Anglia și Franța, se aflau într-o poziție de acceptare a avansurilor rusești, pentru că ele se aflau în luptă cu Germania, ce face? Guvernul rus la Sankt Petersburg înaintează un memorandum către ambasadorii Franței și a Angliei, în care își exprimă hotărârea de a anexa la Rusia Constantinopolul, actualul Istanbul. Dragii mei, de vreo 300 de ani, Rusia tot are tendința de expansiune să înglobeze Marea Neagră și să aibă ieșire la Marea Mediterană și la Marea Roșie. Asta este dorința ei de la Petru cel Mare. Să aibă ieșiri la toate mările. Și în continuare, dacă ne uităm la ceea ce face Putin astăzi, asta continuă. Politica imperialistă rusească este continuă. Indiferent dacă și-a schimbat haina în apărător al slavilor, în apărător al ortodoxiei, cum erau țarii ruși, după aceea, pe timpul RSS-ului, în apărător al muncitorilor din toată lumea și eliberator de popoare, cum vrea să fie numit Stalin, eliberator a nu știu ce, pentru că el ce elibera de fapt, cucerea și multe popoare au dispărut. Uitați-vă la tătarii din zona Crimeei de astăzi. I-au dus într-un Tatarstan undeva, nici nu măcar nu mai există Tatarstanul acela. Uitați-vă la românii din Moldova, de peste Prut și din nordul Bucovinei. Cât au mai rămas români acolo? Bașca încearcă să spună că poporul moldovean e altceva și la care mulți săraci, neștiind adevărul istoric, mușcă momeala. Dar noi vorbim mai cu ș, cu p, cu păpșoi și nu spunem porumb și vezi că suntem alt popor. Păi nu suntem alt popor, suntem chiar poporul român cu altă
formă un regionalism, un subdialect în vorbire. Astea le-au și rușii pe teritoriul lor. Astea le-au și italienii, încă italienii au dialecte pe teritoriul lor. Adică napolitanul din sud nu se înțelege cu piemontezul din nord dacă vorbesc în fiecare în dialectul lui neam. Ei folosesc italiana ca o limbă de conversație fluentă. Și asta se întâmplă și în Franța, cred că și în Anglia, și în alte regiuni unde limba, și în alte țări unde limba de bază, limba oficială, este limba care se face la școală, dar dialectele nu mai corespund. Încă la noi nici nu este vorba de așa ceva. Dialectele limbii române sunt altele. Noi suntem din dialectul daco-român, mehleno-român, istro-român, a-român, sunt dialectele, dar se vorbesc la sud de Dunăre și în alte zone. Româna este un dialect. Limba daco-română este un dialect. Are regionalisme, maramureșenii, moldovenii, oltenii, au transilvanenii, au dialectele lor. Nici nu se poate vorbi de un dialect dobrogean, de exemplu. Nu există așa ceva. Ei, deci, hai să fim puțin atenți la șahul pe care îl dă mereu Rusia. Pentru că e vecină în coastele noastre aici. Și noi trebuie să avem o țară puternică, dezvoltată puternic. Nu în pielea goală, între ghilimele. Și dacă nu putem noi fi o țară cu care să putem să ne măsurăm cu Rusia direct, să căutăm alianța necesară, cum au căutat oamenii noștri din vechime, alianțele necesare pentru a opri imperii în expansiune. De-a lungul întregului Ev Mediu, domnii țărilor române au căutat alianțe necesare cu regatul Ungariei, cu regatul Poloniei, cu papalitatea și cu alte state împotriva expansiunii Imperiului Otoman. Din epoca modernă am căutat legături cu Franța, cu Germania pe vremea lui, pentru ca să ne desăvârșim unitatea națională, dar ca să ne-o și apărăm și să ne apărăm interesul național. Pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, pe timpul lui Carol I, pe timpul lui Ferdinand. Am găsit și am căutat alianțele necesare, când cu Franța, când cu Germania, pentru a reuși să ne punem stabilă expansionismului rusesc și apoi expansionismului sovietic. Acum, dacă suntem într-o alianță, în două alianțe, suntem în Uniunea Europeană și în Alianța NATO, suntem cu cei mari ai lumii, să găsim posibilitatea de a ne întări pe noi, în primul rând, pentru ca să rezistăm unei dorințe expansioniste a unui stat autoritar, ca să nu spunem nedemocratic. În Rusia numai de democrație nu poate fi vorba. Știți, era o vorbă la un moment dat, că Putin spunea că în Rusia se garantează dreptul la libera exprimare, dar nu se garantează dreptul la după exprimare. După ce te-ai exprimat liber, aia nu-ți mai garantează dreptul că mai existi. Poți să vorbești ce vrei, pentru prima dată, după aia, la revedere. Dacă n-ai vorbit ce trebuie, s-ar putea să mori sau să fii închis. Hai să ne apărăm valorile noastre, că dacă nu, vom învăța din nou să dansăm ca aceștia. În 1923, ca un răspuns la sovietizare și la tot ceea ce presupunea puterea asta sovietică, care dorea să intre într-o expansiune după ce s-a întâmplat Revoluția lui Lenin în Rusia, la noi în România, mai ales din zona asta de la Iași, din zona Moldovei, că asta a fost prima atacată de către serviciile secrete rusești și de către toate, să creeze LANC, Liga Apărării Național Creștine.
o organizație, la început, naționalistă, după aceea a devenit extremistă, a unui profesor universitar, A.C. Cuza, de la Iași, profesor universitar care l-a avut printre elevii săi pe Corneliu Zelea Codreanu, cel care a înființat Legiunea Arhanghelului Mihail. Asta este istoria, nu putem neglija. Corneliu Zelea Codreanu, înființând mișcarea legionară, a participat în alegeri cu partidul Garda de Fier. S-a participat. Partidul Garda de Fier a fost exprimarea politică a mișcării legionare. Mișcarea legionară care a derivat din acest lanc. Pe 4 martie 1923 s-a înființat această Liga Apărării Național-Creștine. Nu este bine să mergem nici pe un extremist românesc dus la așa, în pânzele albe. Pentru că nu suntem noi buricul pământului. Dar, de fapt, românii nici nu au fost de-a lungul istoriei lor și de-a lungul, așa, nu au un suflet de a nu accepta pe celălalt. Din potrivă, românii au acceptat pe ceilalți care au venit pe teritoriul lor și au căutat un fel de protecție. I-au primit și pe evrei, i-au primit și pe țigani, i-au primit și pe unguri, i-au primit și pe germani, i-au primit și pe turci, și pe tătari, și pe cumani, și pe alte popoare care au venit pe teritoriul lor. Unii au venit cam cu dorința de a cuceri și vai de mama lor cucerire, alții au venit, de exemplu, evreii n-au venit cu dorința de a cuceri. Evreii aveau nevoie de un loc unde să-și facă afacerile lor și am primit cu toată dragostea și cu toată dorința noastră de a-i avea pe lângă noi. Și nu ne-am uitat că ei se închinau la legile lui Moise, la Dumnezeu prin legile lui Moise și noi făceam cruce și eram creștini. Nu i-am prea ars. Nu a fost într-o dorință de a-i omorâ cum a fost în Holocaustul german sau chiar în zona rusă. În zona rusă a fost un pogrom evreiesc foarte mare pe timp, în secolul trecut și în începutul și la sfârșitul secolului XIX. La noi în România nu a fost. Dacă ne uităm și la piesele de teatru care s-au jucat, Ianche, Tache și Cadâr, ne uităm așa la filozofia poporului român de a accepta, de a se împrieteni și de a fi împreună cu celălalt. Ba chiar din zona rusă am primit lipoveni. Minorități rusești alungate de țarul de la Moscova pentru că nu corespundea doctrinei lui de partid și de stat și de religie și de orice. Pentru că în Imperiul Rus, biserica a fost o armă. În spațiul românesc, biserica nu a fost o armă. În spațiul românesc, biserica a fost o mamă. În spațiul rus a fost o armă de prigonire a celor care nu făceau cum dicta țarul. Asta e. Dar, iarăși, ne întoarcem la data de 4 martie. 4 martie a fost cea mai neagră zi, mai ales de după 1977. A fost ziua în care a fost pe teritoriul țării noastre s-a desfășurat cel mai cumplit cutremur din epoca modernă a noastră. Peste 1500 de victime. Conducătorul de atunci al statului era Nicolae Ceaușescu. Era într-o vizită în Nigeria, împreună cu tovarășa, academician, doctor, inginer, cu două clase, cu patru clase, Elena Ceaușescu. Da, așa erau vremurile. Parcă astăzi când ne uităm la cine ne conduc, ne dăm seama că sunt o oglindă a vremurilor trecute. În seara zilei de 4 martie, Nicolae Ceaușescu împreună cu doamna lui, cu tovarășa Elena Ceaușescu, erau în Nigeria și participau la un banchet oficial oferit de președintele Nigeriei în cinstea oaspeților. Căuta probabil legături economice
noi eram într-o dezvoltare continuă industrializată. În 1977 primisem fonduri de la Banca Mondială și de la Fondul Monetar Internațional. Ne-am dezvoltat industria României și trebuia să găsim piață de desfacere pentru produsele noastre. Și Nigeria și zonele Americii de Sud, zonele Africii și zonele Golfului, statele Golfului, erau zonele de export ale noastre și chiar în zona, exportam foarte bine și în zona Asiei de Sud-Est. După ce șeful nigerian Ato a stat și a avut un discurs, un secretar român a intrat în sală și l-a informat pe șeful statului de atunci, pe Nicolae Ceaușescu, despre situația cumplită din țară. Căzând comunicațiile, s-a crezut că Bucureștiul a fost ras de pe fața pământului și la prima informație a fost că cutremurul a avut un grad foarte mare, 10 pe scara Richter. Ceaușescu, răspunzând cu calm la cuvântarea gazdei, s-a așezat și i-a cerut să încheie cumva banchetul pentru că el se întoarce în România. Să-și vadă, nu putea să mai rămână peste hotare cu România paralizată. La început știrile erau confuze. Se spune, acum am mai spus, că a fost un cutremur cu 10 pe scara Richter, ceea ce 10 pe scara Richter înseamnă că pur și simplu faliile pământului se rup, nu mai stă nicio construcție în picioare. Pana de curent de la București făcea să fie întreruptă toate comunicațiile și nu se puteau lua informații. Ceaușescu a cerut așa niște prime evaluări și un raport sumar și a dat primele ordine de acțiune, a venit în țară și nu pot să spun că într-un mod populist, pentru că într-adevăr căuta și așa ceva să fie cumva mediatizat, că el face, el drege, asta era sistemul într-un regim autoritar, într-un regim stalinist, cum era în regimul nostru ceaușist, persoana, cel care conduce, îi trebuie să fie pe șantier, este primul om al țării, el este primul salvator, el este primul guvernant, el este primul miner, el este primul, era primul în toate. Dar s-a folosit de armată pentru a rezolva situația cât mai repede. S-a dat un decret prezidențial în care s-a instituit starea de necesitate pe întreg teritoriul României și în timpul nopții o aeronavă a adus delegația română înapoi în țară și pe parcursul zilelor ce a urmat, Nicolae Ceaușescu, uneori însoțit de Elena Ceaușescu, alteori nu, era peste tot prin București, peste tot. Oamenii erau în spatele lui, generali, miniștri, șefi de partid, pentru a evolua pagubele și pentru a calma populația. Să știți că cu ajutoare de la Crucea Roșie am reușit și cu câini dresați, specializați în asemenea cazuri, cu cascadori și pompieri români, cu soldați români, poporul nostru a făcut eforturi pentru a salva cât mai multe vieți. Atunci s-a văzut ceea ce nu se vede astăzi, o solidarizare a românului. Se ajutau. Știu că la un moment dat erau date, aveam vreo 7 anișori atunci și la televizor se mai prezentau cu, ar fi cifre de glorie, după 7 zile scoteau câte o victimă în viață. Scoteau după 11 zile câte un copil, câte o bătrână, câte un bătrân. Puneau o cameră de la vedere și arătau cum sunt salvați de sub dărâmături. Totdeauna oamenii au găsit posibilitatea de a fi alături unul de celălalt.
Am fost atunci mândri că suntem români. Când mi se întâmplă un necaz, românii sunt solidari unii cu alții și se ajută. Chiar dacă regimul era cel comunist de atunci, era totuși sfârșitul unui regim bun. Ceaușescu avea o popularitate crescută după 1968, când a ținut cuvântarea împotriva Uniunii Sovietice, împotriva invadării Cehoslovaciei. Deci era pe un trend nu descrescător, era pe un trend bun, pe un trend crescător în 1977. Abia prin 1980 a impus rațiile și cotele la alimente și a instaurat un regim drastic împotriva poporului. Dar atunci când, în 1977, eram într-o perioadă de libertate, așa, de chiar de conlucrare cu unele state capitaliste, cu Franța, cu Statele Unite, se construiseră la Pitești uzinele producătoare de mașini Dacia, se dorea ca la Craiova să fie prezent și Ford, se puneau planurile unei construcții de atomocentrală la Cernavodă cu americani în primă fază și apoi, pentru că nu am mai solicitat fonduri de la Banca Mondială și de la FMI ca să fie construită atomocentrala cu americani, am construit-o cu canadienii prin surse proprii. N-am reușit să o construim toată nici până astăzi. De aceea aviz amatorilor, la cei care doresc, nu vor să pună în practică fondurile de la fondurile europene, pentru că vai de mine, vor veni nemții să construiască sau vor veni francezii să construiască autostrăzile. Fondurile sunt europene și noi, adicătele, nu știu ce, băi, le vor construi, că le construim noi pe fond public-privat sau prin, nu știu dacă le vom construi vreodată, dacă nu le-am construit de 30 de ani, nu le vom construi nici peste 30 de ani, în fonduri proprii. Nu știu dacă reușim să construim noi prin fonduri proprii așa ceva. În momentul când ai fondurile de la Uniunea Europeană, chiar dacă le vor face în primă contractare firme germane, și tu în subcontractare poți să participi ca stat român sau ca firmă românească. E, ceva în genul ăsta s-a întâmplat cu Ceaușescu în a doua parte a domniei sale. N-a mai dorit să mai refinanțeze industria românească, n-a mai dorit să mai refinanțeze dezvoltarea tehnologică românească și dacă la Timișoara, de exemplu, ar fi trebuit să prindă fonduri pentru dezvoltarea de calculatoare cu IBM, refuzând și dorind să le facă prin fonduri proprii, le-au făcut cu francezii de pe la Felix sau ceva, cu ordinateur, cu da. N-au reușit să facă nimic până la urmă. Urme, au făcut niște calculatoare, nu au reușit să le impună în industrie așa cum ar fi trebuit să fie și să se întâmple o cibernetizare, un început de robotizare a industriei. Asta e, am pierdut startul. A rămas industria aia de secolul XIX, cum s-ar spune, cuplată la industria informației. Vorbeam de cutremur. Am pierdut atunci la cutremur oameni minunați. Citesc aici, printre victimele cutremurului s-au numărat următoarele personalități marcante: Baconschi, Doina Badea, Alexandru Bocăneț, Savin Bratu, Toma Caragiu, Daniela Caurea, Florin Ciorăscu, Tudor Dumitrescu, Mihai Gafița, Despina Istrati, Alexandru Ivasiuc, Filotea Lăcătușu, Mihaela Mărăcineanu, Corina Nicolescu, Mihai Petroveanu, Eliza Petrăchescu, Liviu Popa, Corneliu Popescu, Veronica Porumbacu, Tudor Stavru, Nicolae Vatamanu, Viorica Vizante, Ion State. Și nu numai. Dar pe cei pe care sigur îi știm au fost
Toma Caragiu, Doina Badea, Alexandru Bocăneț. Acestea au fost oameni care au apărut pe ecranele televizoarelor și după cutremur nu au mai apărut pe ecranele televizoarelor, să ne bucure cu piesele lor de teatru, cu spectacolele lor de revistă, cu spectacolele făcute cu ocazia Revelionului sau altele. Da, să nu uităm de acel cutremur și să nu uităm să ne construim azi. Că văd că tot ce construim azi, după 3 zile sau după 3 ani, se fisurează. Mă uit la... Mă întorc din nou la autostrăzi, la drumuri speciale. Drumuri expres, sau ce spun. Peste tot, din anchete jurnalistice, reiese că azi au construit și exact ca la meșterul Manole. Mâine se dărâmă. Suntem într-o zonă, țara noastră este într-o zonă unde se dezvoltă cutremure, mai ales din zona Vrancea, pentru că suntem într-o zonă unde sunt plăci tectonice în mișcare. Placa eurasiatică, geologii și geografii știu mai bine. Cu placa africană, Turcia, România, Grecia se află la marginea de falii, de plăci tectonice. Zona Vrancea este o zonă activă. Încă este o zonă activă de cutremure. Noi trebuie să construim solid. Dar să avem înțelepciune să construim solid. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom discuta după pauză. Pauză, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după-amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară.
Bine am revenit în emisiunea, dragii mei telespectatori. Vorbeam de cutremurile care s-au desfășurat în România și vorbeam despre faptul că România se află într-o zonă, mai ales cu zona Vrancea, se află într-o zonă în care se petrec cutremure. Nu ca în Japonia zi de zi, dar în România se pot întâmpla cutremure relativ mari. De exemplu, cutremure foarte mari, am aici o listă, cutremure foarte mari petrecute, peste 7 pe scara Richter, în 1738, în 1802, în 1838, în 1901, în 1940, în 1977, în 1986. Apoi cutremure mari, 1990-2004 și cutremure mai mici și mijlocii, 2013, Galați. Deci, vedem cutremurile foarte mari, peste 7 pe scara Richter, au o anumită periodicitate. Nu-i scris la 30 de ani se întâmplă, dar există o anumită periodicitate. Dacă cele mai vechi nu le putem ști periodicitatea, pentru că trebuie consemnate undeva, 1738-1802, probabil au mai fost cutremure în sutaia de ani, dar nu au fost consemnate. După aceea le vedem, pe baza ce România s-a modernizat prin a mai scrie și ceva în unele condici, prin a mai scrie despre evenimente, vedem că în 1838, 1901, 1940, 1977, 1986, vedem că există un ciclu. Nu-l putem determina la minut, dar vedem că este un ciclu. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să fim înțelepți și să construim înțelept pentru a nu trage bănoase. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea înțelepciune, că restul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!